salutare. Încep un nou vlog. Ce s-a mai întâmplat și unde mă duc. M-a dat în judecată în Londra. Și de ce și cum am aflat? Să vedem. Eu de la adresa precedentă unde am trăit, eu înainte să plec de acolo cu vreo o săptămână jumătate, într-un fel m-a prins un polițist folosind telefonul lângă casă, la vreo 300 de metri. Îl foloseam ca navigator, dar am spus, Dumnezeu cu tine, ești scrie a mine, dar și lasă-mă în pace, că nu era să stau să mă sporez cu el și să încerc să-i demonstrez că nu are dreptate și tot așa mai departe. Am zis, scrie a mine, dar lasă că o plătesc eu. Și el se vede că o scris, o tot normal, o luat și o trimis-o. Eu, asta a fost undeva miercuri, eu sâmbătă am zburat în țară. Asta eu vă spun de la început să înțelegeți, dar eu în haos de abia am aflat, asta o să fie catastrofă, am să vă spun. Da, și eu am zburat în săptămâna aceea când am primit amenda, sâmbătă am zburat câteva zile în țară, am stat o săptămână și am venit înapoi tot sâmbătă, știu, o săptămână, da? Duminică m-am mutat la altă casă, acolo era A, B și C, eu nu știu cum o trămâns-o el, pe, pur și simplu pe numărul casei sau pe anume A, cum era ca lumea, nu știu, a aruncat, și mai scurt, eu n-am găsit nimic acolo, cum am zis, poate nu a reușit să vină, nu știu. Pentru că amenzile vin în două zile dacă s-au automatizate, dar le noșii ăștia și știu a lucra, cred că o luau și o trămâns-o peste săptămână, două. Deci nu contează, eu în august, oricum la sfârșitul august, ne-am făcut permisul pentru parcarea mașinii la adresa nouă și avem cu ce demonstra, adică oricum că a fost făcut schimbarea. Dar ei au trămâns amenda acolo, îți dă la dispoziție o lună să o plătești, două săptămâni mai rapid. Eu n-am plătit-o nici după o lună, când am primit-o, clar lucrurile s-o pe adresa aceea, dar eu nu mai trăiam acolo. Apoi nu plătești timp 28 zile, îți vine alta mai mare, apoi îți vine a treia încă și mai mare, după asta nu-ți mai vine nimic, te dă în judecată, îți vine scrisoare câteodată în judecată. Amenda asta a fost undeva pe 8 august 2016, da? Am fost dat în judecată prin martie, aici pe foile astea scrisă, dar la volan și n-am să mă uit, dar garantat ești undeva martie, că eu am scris dățele. Martie 2017, adică aproape peste un an, da? Am fost dat în judecată, prima dată. După ce nu te prezinți, îți vine a doua scrisoare, că să te mai duci odată. După asta te dă pe mâna la companii care scot bani din tine acolo și din tot și n-ai plătit și tot așa mai departe, da? Răchitul ăsta lor. Ei vin să scoată bani. Și tot acolo s-au dus pe adresa așei veche. Dar eu deja avem altă mașină. Eu mașina precedentă am și vândut-o, am și îi trimis, am cumpărat alta, asta s-a făcut tot. Și ei tot trimiteau acolo. Până când compania asta care scoate bani, vede cumva o dat de adresa mea nouă. Și în 2018, anul acesta din 2016, IDG o dat de mine. Pe 8 ianuarie undeva, ori pe 5, pe 5 ianuarie am primit scrisoarea, îți plătesc o amendă serioasă, așa, da? 645 de lire, dacă mai concret. Da. Și eu, dar eu de-abia prima scrisoare care am văzut-o în fața ochilor era asta. Acum în ianuarie, că amendă. Și eu mă uit, acolo nu era scris și cum, de la cine, pentru cine, o foaie tâmpită, e aici, nu-i scris nică, e scris numai suma de plătit, de la cine, cine clientul, dar scris în niște litere prescurtate, nică nu înțelegi. Apoi am sunat la ăștia, am sunat la alții, apoi am sunat la judecător, până am ajuns tot începutul ăsta, eu v-am povestit de la început, să înțelegeți, dar eu am început tot procesul de la capăt, făcând pași în urmă până am dat din început, de unde s-a început tot asta, să înțeleg care e prostie. Și eu ce am făcut? Eu puteam să, dacă nu înțelegeam, mă speriam sau nu cunoșteam limba, eu era să plătesc amenda asta și la asta era să închid întrebarea. Dar este o problemă. Pentru ce să plătesc eu așa bani dacă n-am prinit-o? În loc să plătesc mai puțin. Dar cel mai strașnic pentru ce am început tot treaba asta, că stric credit score-ul la dâns aici treaba asta cu judecătoria. Într-un fel că tu accepti că tu ești vinovat. Eu nu accept că eu sunt vinovat, da? Și ce am făcut? Eu am făcut o declarare că nu am fost în curs, nu am știut nimic, de aceea nu m-am prezentat. Și îți dă șansă, dacă nu minți, dacă minți, îți vezi faci pușcărie. Dar eu nu mint. Și mi-a dat șansa a treia oară să prinești. Din a treia oară, dar eu de-abia prima oară am să mă duc la judecată. Și eu acum trebuie să mă duc să le demonstrez că eu nu am știut și n-am avut posibilitate să o achit.
și să vedem ce o spun judecătorul. Eu ne-am scos toate actele ce am putut ca demonstrație să găsesc, că se pot demonstra. Foarte rău că n-a se pot demonstra de biletul la avion, dar nu contează, pentru că el lui, dacă trebuie, el, eu am să spun de la ce oră și în ce zi, de la ce aeroport am plecat, cu ce companie, el poate să afle. Oricum, dacă minți, amenda e mai mare și faci 2 ani de pușcărie pentru minciune. Adică, eu am să spun la judecător, nu crezi că stâmpit eu aici pentru 600 de lire atele prăpădite, zic să fac pușcărie. Nimeni mai mult de credit score, sincer, sincer răspund. Că nu că de bani, anume credit score, când îți dai să iei un credit pe casă și ești nici în plan în viitor, apoi eu să am probleme cu toate lucrurile astea, înțelegeți? De atât trebuie să stărui, să nu faci probleme, dar nu e vina mea că eu n-am plătit-o, pentru că eu când le primesc, eu le achit în ziua aceea sau a doua zi, le achit în jumătate, să nu achit așa mult amenda. Da? Și e că ei au venit 100 de lire, 120, și mi-au loc să achit 60, timp 28 zile, dar după asta achit 100, pe urmă îți vine vreo 150, apoi 200 și ceva, vreo 300, da? Până deja te dă în judecată. Și eu acum trebuie să mă duc la judecată și să demonstrez că eu nu am știut și nu am avut posibilitate, că nu am primit-o. Și dacă judecătorul deja mă refuză, eu achit ce este de achitat. Dar normal, după ce am văzut eu și am studiat, el ar trebui să mă înțeleagă, să mă creadă, că clar lucru că asta așa și este, și ar trebui să-mi dăie șansa să achit amenda aceea prima care eu n-am primit-o. Dar clar nu la 2 săptămâni jumate, dar din întreg. Pe cele 28 de zile, adică undeva 100 și vreo 20 de lire, mă gândesc eu. Asta e după părerea mea și după cum eu am studiat, am văzut în America cel puțin ce se practică. Dar aici cum a să fie, nu știu. Și că acum mă duc, am să văd care a să fie concluzia și când am să ies de la judecată, deja am să vă informez ce a fost, cum a fost și care e concluzia ce am de făcut. Totodată poate și cineva care o să întâmpine cu așa problemă o să-i fie de folos această informație, da? Nu doar în Londra, în Marea Britanie, poate și în alte țări, că sistema e cam tot aceeași, da? Se întâmplă, mai ales în țara asta, cum toți trăiesc în chirie, tot se mută. Eu m-am mutat de la adresa aceea și m-am înscris la o judecătorie care mi-e aproape de casa, într-un fel, unde am trăit. Dar eu, ca acum, deja, da, m-am mutat o săptămână în altă casă. Abia mai acolo spunește că dacă amenzi ne-ar veni și tot așa și pățău, iar aș nimeri în așa situație, pentru că oameni, de exemplu, care ar fi acolo și acum eu am cineva de unde am plecat, dar mai înainte n-aveam. Și n-are cine să-ți dăi scrisoarele acestea, și adică tu în decursul ăsta până îți muți toate actele, de ce trebuie urgent în a doua zi să-l muți? Eu a doua zi am început deja tot procesul, am trămas, am intrat online, pentru că eu cât de cât mai am tehnica, eu am intrat online, peste tot ne-am schimbat toate adresele, am trămas permisul, documentul mașinii, cât de urgent posibil să vină pe adresa asta, pentru că nu cumva să primez vreo amendă și să pleci în aibii cine știe unde, da? Deci e foarte important la timp de făcut asta. Strașnic, dar cel mai stresant că n-am fost la judecată în viața mea. Nu am idee ce a să fie, cum a să fie. Clar lucru, a să transpir tot, a să fiu stresat, a să ne sâmfli toate vinile în cap, că asta e neplăcut, e un lucru neplăcut. Chiar dacă eu am dreptate și mă duc acolo, nu ca criminal, da? Dar oricum asta e neplăcut, pentru că inițial tu te duci ca om vinovat acolo, că tu duci la judecată, da? Tu trebuie să duci, demonstrezi că tu nu ești vinovat. Eu te știu, dar și nu știe ce a să facă ei. Da, și adică e foarte neplăcută situația asta. Dacă ai experiență, asta o să prindă foarte bine, da? Asta e o experiență de viață, pe viitor o să fie mai ușor, dar sper să nu mă mai întâmpin cu așa ceva, dar cel puțin o să fiu mai bine pregătit data viitoare, da? Cum se spune, faci practică din ce în ce mai des, din ce mai bine, dar eu n-am nevoie de așa practică, dar eu trebuie să mă duc să demonstrez că eu sunt ok și e tot normal, pentru că eu fac tot la timp și eu nu-mi calculez în țara asta, acolo, și pe minimul. Văzut așa la cu telefonul, că folosăm ca navigator, nu zic, nu zic, acum am navigator ca lumea TomTom Marix, nu zic că am telefon, îți stă telefonul alături și nu pun mâna pe dânsul, că n-am nevoie de probleme, dar s-a întâmplat, asta e minor, nu pentru așa ceva trebuie să duci la judecată. Ea că apropo poliția pe stânga, e că eu am uia luam telefonul ceva, dar ei acolo în vanul ăsta stau vreo 10, el tot una și cineva era să mă vadă. Nu știu dacă vedeți, el e ca prima linie, eu sunt pe a treia și prima linie stă un van cu bază lungă. Dacă s-a mutat pe a doua, garantat trebuie să-l vedeți, că e cu verde și e mare. Și că dacă țin telefonul, el pe mine mă vede, el aprinde becurile și vine aici lângă mine și mă oprește și e punct, s-a închis întrebarea. E destul numai să mă uit într-o parte și să pun mâna pe dânsul. Pentru că atunci când am pățit-o, așa și am pățit-o. Nu m-a văzut șoferul, m-a văzut așa de alături de dânsul. Dar nu contează.
navigator și nu era, dar garantat nu vorbeam pe telefon, nu vorbeam pe telefon atunci, era Google Maps pornit pe atunci mă foloseam și se mai întâmplă, nu-i nimic, adică n-am omorât pe nimeni, nu s-a întâmplat nimic, dar mă duc să văd cu judecata asta ce o să fie, deja stresat că-s plin de probleme, numai mi-am hotărât toate problemele cu mutatul acesta, așa că acum trebuie să mă duc și asta să o hotăresc, e strașnic. Nu știu, dacă ideea o să fie bine pentru ceilalți să cunoască nuanțele, am să ies și numai decât am să spun. Ok, ne vedem când ies de la judecătărie. Deci am ieșit de la judecată, am stat ca nebun vreo câteva ore în rând, vreo 3 ore, că de la 1.20 m-am dus, eram la 2 înscris, dar acolo nu știu ce s-a întâmplat. Care erau, care nu erau și s-a întins chiar ca e ora 5 și de-abia am ieșit. Dar m-am rezolvat foarte repede, cel mai repede din toți, nici 10 minute n-am stat înăuntru și s-a rezolvat. Și care idee? Nici n-am putut până la urmă să-i spun, eu atâtea m-am pregătit să-i spun, atâtea foi, nici nu vreau să mă asculte nic, că ei singuri eu mă repede să se elibereze. Și pur și simplu m-a întrebat, vrei să te complici, duci, nu știu acolo, să faci sau repede pe loc, că e pe loc și cât acolo să îmblu, cât am de îmblat. Care idee ne-a propus-o pentru ce și m-am dus, să nu plătesc așa de mult și trebuie să plătesc, plus să-i spun că adică n-am fost eu vinovat că n-am primit la adresă, ei m-au crezut și fără să-i spun tare multe. Da, și ca idee am aflat încă și sume acolo erau și cum erau. 120 a venit amenda prima cu 3 puncte de penalitate, apoi încă 100 a venit în cap, apoi te dă în judecată, da? Și ca idee acum trebuie să plătesc, ne-a scăzut, da? Trebuie să plătesc 645, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că din mai puțin de 300 trebuie să le plătesc lora și vreo 300 de lire, îți prinește cu vreo 50% din sumă la care trebuie să plătesc acum fără să vin la judecată. Apoi le lua ăștia care se ocupă cu scosul banilor din ăștia care au datorii. Superb, e ca așa o companie de deschis ar prinde bine, e ca și ei care în anii 90 făceau business de asta, cu scosul banilor din oameni, e ca ăștia trebuie să vină la Londra, veniți aici și companie, deschideți-vă companii de astea, pentru că aici legea vă dă dreptul să... Scrisoarea nu v-am arătat-o, dar scrisoarea era scris cu roșu, că avem tot dreptul să venim și să confiscăm absolut tot din casa și cum vrem noi, scoatem la licitații, pentru că și să le vândă cu mai ieftin, adică ei poate să iei obiecte care costă mii de lire și să spună că ei cu mai mult de 500 nu poate să-l vândă, dar în realitate să-l vândă cu 1500 de exemplu, dar ți-i spune că obiectul ăsta noi îl asumăm că costă 500 de lire, dar el costă 2000 și gata, și ți-o strâns acolo așa la ghini-ghini, ți-l-o vândut, o plătit și amenda lua și e sănătoși, că tot de una 50% numai trebuie să le dai și restul și eu lor. Și cu roșu scrieți că caută dreptul și vin și-ți confiscă, mai scurt e vesel. A ăștia care au experiență cu variantele astea, veniți aici la Londra, aici a scoateți bani din ăștia că sunt mulți. În faza că eu n-am știut, dar sunt unii tâmpiți care chiar special fac și aici am pățit eu un întâmplător, da? Așa că... Se poate deveni de făcut aici business și niște tipuri de astea. Dar ca idee, eu până la urmă și s-o hotărât că trebuie să plătesc 3 puncte de penalitate oricum le am, vrei nu vrei. Da? Apoi trebuie să plătesc 140, adică 120 au venit prima, dacă o plătim deodată avem 60 numai de plătit și aici vă spunem în 50%. Și în final luați ca așa, când taie din 220 și 140 plătesc și apoi 30 de lire, nu știu pentru ce acolo și așa în rămân trebuie să le plătesc și încă 85 trebuie să le plătesc, ca așa e acolo, nu știu cum. Și adică în final sunt vreo 235, da, 235 de lire și 3 puncte de penalitate, asta în loc de 645. Eu s-o cot că e mult mai bine așa de plătit, în primul rând că economisesc acolo vreo 400 de lire, ceea ce e foarte bine. Și plus, nu știu, am hotărât întrebarea, dar și ca experiență să văd cum e, deși nu. Eu de 400 de lire mai degrabă mă duc și în cad de treabă și mănânc ceva de bani aceia. Ok, asta e întrebarea hotărâtă, cu asta am vrut să mă laud, că am fost la judecată. Pe vlogul acesta mult tare nu vreau să-l întind, că am de dus la sală antrenament împins, mâncat și gata. Acum mă duc înspre sală, în 25 de minute am să fiu, e ca o cameră. N-are cum să mă pozez. Facem o poză, selfie pe de la spate, că am ieșit de la... Am ieșit de la... Cum îi spune?
de la curte. Ok, asta a fost tot. Sper că cuiva să-i prindă bine informația aceasta. Cui da, cui nu. Oricum cuiva poate să-i prindă bine, că toți vin pe la Londra, am observat că în ultimul timp, așa că asta a fost tot. V-a plăcut? Dați un like? Nu? Nu. Și cam asta e. Ne vedem în următorul vlog. Pa!